Concurs contestat pentru postul de director al CSM după susținerea probei scrise, unul dintre candidați face din nou acuzații grave. Dan Marinescu a declarat că organizarea concursului a fost ilegală și va cere explicații pentru ca cei vinovați să plătească. Dan Marinescu a candidat pentru a doua oară la concursul organizat de Primăria Târgu Jiu pentru șefia Clubului Sportiv Municipal. Acesta a luat 10,47 de puncte și este uimit de nota mică pe care a luat-o. Aveam cum să iau 10,47 de puncte. Dacă îmi dădeau 50 de puncte, 60 de puncte, ziceam, am fost prost. Dar nu e cazul. Deci asta înseamnă, gândiți-vă, sunt 5 puncte, a câte 5 subiecte, pardon, a câte 20 de puncte. Sunt curios pentru ce mi-au dat 1,047. Cineva o să plătească. Dacă mă refer, dacă veți face contestație, da, la asta voiam să... Nu, contestație la notă nu voi face. Marinescu a mai declarat despre concurs că este ilegal și va cere explicații. El crede că îi sunt puse piedici după ce la primul concurs a fost descalificat din cauza că regulamentul a fost schimbat în timpul concursului, afirmă acesta. Deplasez către Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru a solicita niște documente vis-a-vis de acest concurs, care, o spun clar și răspicat, este ilegal. Ilegal făcut. Există documente în acest sens. Credeți că cineva ar avea vreun interes să nu vă vadă în fruntea CSM-ului? Da, da, acum chiar cred. Și după ultimele discuții, chiar cred. Cu emisar trimiși către mine, cu mai multe chestii care mi s-au întâmplat. Nu. Cel mai mare punctaj l-a obținut Robert Bălăeț cu 71,87 de puncte. Ceilalți doi candidați, Dan Marinescu și Georgian Badea Mis, au obținut 48,89 de puncte, respectiv 10,47 de puncte.